Salutare dragi traderi, sunt Cristian Bugea pentru cursuri Forex. Bine ați venit la un nou video în care data aceasta va fi puțin diferit față de ce v-am obișnuit până acum pentru că nu vreau să discut despre un grafic anume și o să vreau să discut un pic despre cum este de fapt să fii un trader full-time și ce înseamnă să tranzacționez full-time, atât aspectele bune cât și cele rele cu ghilimele de rigoare, pentru că foarte multă lume se focusează doar pe cum să devii un trader full-time, dar nu-și pun întrebarea cum este să tranzacționezi full-time. Poate voi face cu siguranță și un articol, dar în momentul de față o să fac acest video pentru că mi se pare mult mai benefic pentru voi. Cu siguranță vom face și un articol. Apropo de articole, pe site-ul nostru vei la articole aveți o mulțime de informații foarte, foarte bune, atât pentru începători cât și pentru avansați. Și de asemenea, apropo de începători, avem cursul Forex Start, care este un curs gratuit și cu siguranță, nu doar începătorii, cu siguranță și avansații vor găsi câteva informații utile. Bineînțeles, pentru persoanele care vor să vadă trading-ul ca o potențială carieră și să-l vadă mai mult decât un job part-time sau un hobby, avem și cursuri plătite și de asemenea o comunitate plină, plină de informații. În momentul de față avem aproximativ 70 de membri la noi în comunitate și avem 20 de canale pe Slack. V-am mai arătat acest lucru, 71 de membri în momentul de față și o mulțime de channel -uri. Haideți un pic să vorbim despre ce înseamnă să fii un trader full-time, pentru că cu siguranță nu multă lume vă va spune aceste lucruri sau nici de cum uh, nu vă va spune adevărul așa cum ar trebui el să fie spus pentru că din păcate acest business și acest domeniu uh, foarte mulți oameni se feresc de multe lucruri din uh, diverse motive însă așa cum v-am primit întotdeauna suntem transparenți față, față de voi suntem sinceri față de voi și vă spunem lucrurile exact așa cum sunt ele. Apropo de transparență față de voi toți membrii comunității noastre știu deja, am împărtășit statistile mele uh, și anul trecut și anul acesta. Anul acesta am avut un unire foarte bun de peste 70% cu un profit factor de peste 2%. Uh, vorbesc doar în procente pentru că sume de bani sunt irelevante Anul trecut și acum membrii care au fost printre primii la noi în comunitate pentru că de aproximativ un an de zile, când fac eu acest video, avem uh, și lucrăm la acest proiect care încercăm să-l dezvoltăm în cea mai mare comunitate online din România pe acest domeniu și încercăm să avem cât mai mulți traderi full time, dar de asemenea să ajutăm și începătorii și traderii care nu vor să se transforme în pro. Suntem în regulă cu asta. Revenind, anul trecut am avut un de aproximativ 63% și un profit factor de 2+. Plus. Am în acesta închei anul excelent cu peste 70% și un profit factor de 2.33 mai exact. Statistici care le-am împărtășit cu membrii comunității noastre tot timpul am fost transparent cu aceste lucruri. Haideți să vorbim puțin despre ce înseamnă să fii un trader full-time. Și acum am spus, o să vreau să enumăr câteva aspecte, atât bune cât și rele. Voi începe cu cele bune și o să le las pe cele între gimele rele la final. În primul rând, un lucru foarte bun și numărul 1, în opinia mea, ca și lucru pozitiv pentru a fi un trader full-time, este că ești propriul tău șef, stabilești propriul program și decizi când să lucrezi și cât să lucrezi. Este un lucru și un avantaj imens de a avea această flexibilitate de a-și face propriul program și cu siguranță mulți oameni uh, sunt uh, foarte bucuroși să audă că acest lucru este un avantaj foarte mare în nevoia de trading. Al doilea aspect este că poți face un salariu bun într-o săptămână sau chiar într-o zi dacă există multă volatilitate. Uh, revenind la asta, foarte mulți membri la noi din comunitate și poate și cei care ne ascultă pe YouTube știu cu siguranță că eu personal transmis la New York Open foarte mult petrolul. De exemplu, asta este o poză recentă din data de 13 decembrie de la ora 3.52 GMT plus 2, deci ora României, înainte cu 8 minute înainte de New York Open. Urmăream câteva zone pe graficul de petrol și... Tot pe data de 13 decembrie, la ora 5.18, asta era analiza mea în pre-market, deci PMP pre-market prep și vedem prețul face pulbe chiar în zona mea bullish list meu, unde mă așteptam să vedem un influx de cumpărători și vedem buy rimping prețul peste pragul de 60, obținut un risk reward foarte decent pentru acea zi și în doar câteva minute, ca să nu zic ore, pentru că a fost aproximativ de la ora 4 până la 15, este o oră, oră, și 20 de minute, am obținut un profit care poate mulți oameni îl realizează într-o lună de zile sau chiar mai mult. Și cu siguranță, acest lucru de a face un salariu bun într-o săptămână sau repet chiar într-o zi, atunci când există volatilitate, reprezintă un motiv semnificativ pentru majoritatea oamenilor care consideră să facă un job full-time din trading pentru a-și trăi viața. Dar mai trebuie de precizat că atunci când apare o oportunitate, un trader disciplinat și cu experiență poate face un profit mare într-o perioadă scurtă de timp. Problema însă apare atunci când traderi începători Tind să creadă că vor câștiga această sumă de bani tot timpul și, practic, încep să, să fugă după ei. Și trebuie să pre precizez că există o diferență mare între a face bani mulți într-o mișcare bună a prețului și a încerca să forțezi nota sperând că vei face bani din orice mișcare a prețului. Foarte important acest aspect să înțelegem acest lucru. Uh, punctul trei care aș vrea să-l aduc în discuție la aceste aspecte pozitive și bune spre trading este faptul că pentru mine personal mersul pentru a ajunge la birou este de câțiva metri. O scurtă perioadă de timp am fost nevoit să lucrez sau mai bine spus am avut un mic business iar traficul până la locul unde îmi desfășuram activitatea era infernal. Bineînțeles îmi place să mă plimb dar nici de cum într-un blocaj. Biroul meu de trading este în casa mea, iar comoditatea este imbatabilă din punctul meu de vedere. Alt lucru foarte important de precizat ar fi faptul că timpul și lunile par să dureze mai mult, deoarece totul este mai puțin agitat. Acest lucru îți oferă posibilitatea de a te bucura cu adevărat de viață și de timp cu familia. Un alt aspect care îmi se pare foarte pozitiv din punctul meu de vedere este faptul că stilul de viață te obligă să rămâi disciplinat și puternic mental. Ai nevoie de un mindset și un stil foarte puternic pentru a fi un trader de succes. Traderii trebuie să dezvolte o anume disciplină și să aibă o perspectivă pozitivă. Nu spun că optimiștii fac tranzacții mai bune, nici de cum, dar chiar trebuie să ai mintea limpede să nu te distragă absolut nimic pentru a atinge performanța maximă. Focusul și claritatea mentală pe care o dezvolți în timp ce devii un trader de succes are un efect benefic și în alte, aspecti, și în alte aspecte ale vieții, nu doar în, în trading. Overall aș putea spune că devii o persoană mai bună și cu siguranță este un aspect foarte pozitiv. Ultimul lucru care aș vrea să-l aduc în discuție aici este faptul că ai sentimentul că ești liber și independent. Este un sentiment satisfăcător să știi că nu trebuie să faci parte din sistemul corporativ pentru a-ți câștiga pâinea și a susține familia. Poți face acest lucru în propriul tău stil. Nu depinzi de anumite reguli, nu există politici, bârfe sau lupte pentru a obține o creștere de salariu și așa mai departe. Practic, în tranzacționezi pentru a ți câștiga pâinea cu lumea de rigoare, trebuie să decizi ce meriți în fiecare minut din fiecare zi. Însă astea au fost câteva gânduri ale mele, bineînțeles că poate să fie mult mai multe, au fost câteva gânduri ale mele cu privire la aspectele bune sau pozitive, cum vreți să le spuneți, referitoare la ce înseamnă să fii un trader full-time. Însă, hai să discutăm puțin și despre aspecte negative pe care nu se le spune absolut nimeni. În primul rând, aici poate să pară și este un pic, se contrași un pic cu punctul 1 care l-am discutat, dar trebuie să-l aduc în discuție că pentru mulți oameni lipsa unui șef este un lucru negativ. De ce? Pentru că dacă nu ai un șef, practic, nu ai o responsabilitate, nu răspunzi în fața nimănui. Și lipsa de a avea un șef și o responsabilitate este un aspect negativ. De ce? Pentru că a nu avea șef înseamnă că e 100% responsabil pentru absolut tot noul tău șef ești tu. Trebuie să te evaluezi în mod regulat, să fii sincer cu tine și cel mai important să fii dur cu tine. Cei cu negomare mare sunt adesea umiliți în tranzacționare. În acest business este o vorbă, există traderi îndrăsneți și traderi vechi, dar nu există trader vechi îndrăsneți. Fiecare trei pe care îl faci ar trebui să fie suficient de bun pentru a-l păstra pe șeful fericit, ca să spunem așa. Al doilea lucru și aspect negativ aici bine să că voi începe cu ghilmele de rigoare, mănânci ceea ce omori, pentru că venitul nu este niciodată consecvent și mai mult de atât poți să ai salariu negativ cu ghilmele de rigoare. De ce îmi spun salariu negativ? Pentru că înseamnă că uneori muncești foarte mult și poate vei avea o zi sau o săptămână sau chiar o lună negativă. Primesc tot timpul, să spunem, întrebări sau practic o întrebare care am văzut că este foarte întregmele să spunem la modă, dacă este posibil să faci 1000 de dolari în fiecare zi sau 2000 dolari în fiecare zi și așa mai departe. Răspunsul este că nimeni nu știe cu exactitate cât profit vei face zilnic. Piața nu îți datorează nimic, nu-ți promite absolut nimic, în unele zile faci un salariu bun, în altele zile mai puțin și în unele zile chiar pierzi. Imaginează-ți puțin că te treci în fiecare dimineață și nu știi câți bani vei câștiga. Te emoționează sau te sperie acest gând? Acum imaginează că lucrezi din greu toată ziua, și totuși pierzi bani la finalul zilei. Conceptul acesta de salariu negativ este suficient pentru a ține mulți oameni departe de acest business. Prefer un loc de muncă normal, cu un salariu garantat, dar, tot timpul există și un dar, totuși se plâng zilnic pentru că nu le place munca pe care o fac sau salariul pe care îl primești, și așa mai departe. Deci, trebuie să punem în balanță ceea ce este mai bine pentru noi, pentru că suntem oameni, suntem unii și diferiți și fiecare persoană are un apetit pentru risc diferit. Al treilea aspect negativ cu care vreau să-l discut este faptul că nu poți avea o zi liberă, nu dacă aștept să fii plătit, lucrezi din greu pentru fiecare bănuț. Odată un bun prieten mi-a spus, Cristi este un timp norocos, tot ce face este să stai acasă în fața calculatorului și să găștigi bani buni. I-am răspuns că este o muncă grea chiar dacă te pricepi la ea. De exemplu, dacă prietenul meu își dorește o zi liberă sau decide să lucreze mai puțin într-o zi de vineri, va primi salariu obișnuit. În schimb, eu, dacă am o zi liniștită sau mai rău, mă îmbolnăvesc și nu pot să tranzacționez, nu primesc nici măcar un leu. Și este un lucru pe care să luăm în calcul. Al patrulea aspect. Dar vreau să-l aduc în discuție este faptul că trading-ul, în general, nu contează că vorbim de piața de forex, de piața de futures, de piața de stocks. Tradingul în general este un, un job cu element de rigoare foarte singuratic. Și cu siguranță nu este ușor această, singur, această, singurătate, nu este ușor când stai toată ziua cu ochii într-un calculator sau într-un laptop, în cazul de față, mă la mine în monitoare, calculator, nu este simplu. Și ul este un job singuratic. Un alt aspect negativ este faptul că unii chiar ar susține că a fi un, un trader te face mai puțin angajabil în viitor. Practic această lipsă de progresie în carieră. Pentru că, de ce spun asta? Dacă ești un day trader, de exemplu, ești un trader full time, cariera ta este de trader. Dacă te plictisești cumva de această carieră sau decizi că vrei să intri în lumea afacerilor, se va dovedi probabil dificil. Bineînțeles, nu e imposibil dacă ai conexiuni bune, dar Destul de dificil. Abilitățile unui trader nu sunt întotdeauna evidente sau apreciate pentru un angajator. Bineînțeles, există și un avantaj pentru că faptul că ai devenit un trader full-time, s-ai dezvoltat un set de abilități similar, similar cu antreprenorii și tot timpul deschiderea propriei afaceri este întotdeauna o opțiune. Și, în ultimul rând, un alt aspect foarte foarte important care cu siguranță nu ți va spune absolut nimeni sau nu ați auzit până acum, este faptul că uh, tradingul full-time este un stil de viață sedentar, în ciuda ceea ce arată unii uh, marketer pe YouTube. Stai în fața calculatorului ore în șir și îți poate afecta stilul de viață și sănătatea dacă nu ești activ. Uh, cât despre marketing și YouTube, cu siguranță știți despre ce vorbesc pentru că sunt convins că mulți dintre voi ați văzut videoclipuri cu tineri, tatuati se plimbă în Ferrari, postează imagini cu, cu genți lui Vuitton pline de bani. Imagini cu un laptop de pe marginea unei piscine cu fundalul unui din Caraibe. Cu siguranță sunt convins că ați văzut aceste lucruri. Cum să spunem, ce treabă imitoare aproape simți că nu faci nimic și totuși faci milioane de dolari. Aceasta poate fi o modalitate drăguță de a vinde un stil de viață din perspectiva marketingului, dar este departe de realitate și sunt șocat dacă cineva crede acest lucru. Adevărul este că pentru trading profesionist, procesul trebuie să fie plictisitor. Este repetitiv, iar multor trader-le este dificil să călătorească, să transioneze, deoarece nu se pot adapta condițiilor și mediilor în schimbare. Bineînțeles, poate, poate funcționa pentru unii oameni, dar aceștia sunt minoritari, nici de cum nu sunt majoritari. De asemenea, stilul de viață acesta sedentar poate cauza unele probleme majore de sănătate, afectându-ți vederea și distrugându-ți spatele. În concluzie, recomand o dietă adecvată, o postură bună și exerciții fizice regulate. Acum că ați aflat opinia mea în legătură cu atât aspectele bune, cât și cele negative a ceea ce înseamnă să fii un trader full-time, ca o scurtă concluzie, haideți să ne întrebăm merită să transacționezi full-time? dacă mă întrebați pe mine, da, fără îndoială, cu siguranță merită și cu siguranță nu aș face nimic altceva în lume și din fericire nici nu trebuie. Oricum, sper că v-am oferit câteva aspecte la care să vă gândiți și să vă ajute să decideți dacă tranzacționarea este un stil de viață potrivit pentru voi în acest moment. Eu am fost Cristian Burcea pentru cursul Forex, vă mulțumesc pentru timpul acordat, nu uitați dacă vă plac aceste videouri pe care le împărtășim cu voi gratuit pe YouTube, să dați un like, share și subscribe. Vă mulțumesc pentru timpul acordat, pe curând!